veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Dorim harul, îndurarea și binecuvântarea Lui să fie peste noi mai departe, în a ne da lumină, în a ne da pricepere și mai mult decât atât, în a ne da putere să trăim adevărurile sale, iar de lucrurile în totalitate și pentru totdeauna să ne debarasăm. O altă faptă a firii pământești, frica sau teama, am putea să spunem că această frică este un atribut al naturii noastre păcătoase. Prima dată când avem de-a face cu frica, este imediat după căderea omului în păcat. În cartea Genesei, capitolul 3, versetul 10, Adam a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Așadar, este o stare intervenită în urma păcatului, dar mai mult decât atât este o stare care naște păcate. Pentru că în ultima carte a Bibliei avem o altă referință despre fricoși. După cum Adam imediat când a îmbrăcat această haină a fricii a fost dat afară din grădina Edenului, la fel citim în cartea Apocalipsei, în capitolul 21, versetul 8, este început o listă de oameni care nu vor intra în noul paradis. Cât despre fricoși. Și ca și cum celelalte stări ar decurge din aceasta, necredincioși, scârboși, ucigași, curvar, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Frica este o stare mai greu de înțeles în a fi definită ca și o faptă a firii pământești. Dar se aseamănă pe undeva cu mândria, cu necredința. În ce sens? În sensul că furtul este un act fizic. E un lucru de aici și ți-l însușești. Minciuna este o expresie a vocii. Dar păcate din acestea care sunt stări, care se petrec undeva înăuntru, mândria, necredința, la fel se încadrează și frica, această teamă. Este adevărat, după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a lăsat o doză de frică, a ceea ce numim în Scriptură a fi frica de Domnul. Dar după cum am învățat la vremea cuvenită că fiecare atribut al omului, fiecare aspect care ne însușește pe noi, diavolul l-a pervertit. Dacă faptul de a mânca, de a bea, diavolul l-a pervertit în îmbuibări și în beții, dacă faptul de a avea familie și de a se înmulți specia umană, diavolul l-a pervertit în acele urâte păcate ale trupului, la fel și această frică de Domnul, diavolul a pervertit-o în o frică, în a te ascunde de Dumnezeu și a funcționa sub presiunea sentimentelor și a evenimentelor undeva după o perdea, să nu te vadă Dumnezeu, să nu te vadă oamenii, stresat, cu spaima în spate. Dacă frica de Domnul, potrivit cu ceea ce este scris în Iov, capitolul 28, versetul 28, apoi a zis omului: iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Frica de Domnul, cea curată și lăsată de Dumnezeu pentru noi în condiția noastră de fire păcătoasă, este ferirea de rău. Dar citim în cartea profetului Ieremia, în capitolul 2, versetul 19, despre frica ca și fapta firii pământești, ca și păcat. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine. Atunci când omul are frică de Domnul, se va feri de păcat. Atunci când om are o frică păcătoasă, se va feri de Dumnezeu să nu-L vadă, de părinți dacă e vorba de copii, de oameni dacă e vorba de superiorii lor, de credincioși dacă e vorba de conducerea bisericii. Totuși, pentru Dumnezeul nostru nu este nicio perdea, nu este niciun văl și spunea Domnul Iisus că nu este nimic ascuns care să nu iasă la iveală. Haideți să înțelegem câteva lucruri din Scripturi, să separăm puțin aceste două frici. Mai întâi frica aceasta de oameni, frica aceasta ca o cursă. Care sunt caracteristicile ei? Am notat trei dintre ele. În primul rând, frica îți diminuează capacitatea de funcționare, de luptă, de slujire. Vă citesc din cartea Deuteronomului, capitolul 20, spunea Dumnezeul lui Israel: atunci când vor merge la luptă,
21, când vei merge la război împotriva vrășmașilor tăi și vei vedea cai și cară și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Și citim și în versetul 8, mai mari oștirii să vorbească mai departe poporului și să spună, cine este fricos și slab la inimă să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moaie inima fraților lui. Un om care este fricos funcționează la jumătate din capacitatea lui. Nu poate nici să se lupte, nu poate nici să lucreze, ba și mai mult înmoaie și inima celorlalți oameni. Și avem o astfel de situație în Cartea Judecătorilor, la acea bătălie a lui Gedeon, din Judecător capitolul 7, când Dumnezeu i-a spus, ținând cont de ceea ce le-a scris în lege, pe cei care sunt fricoși să-i trimiți acasă. Și câți au fost fricoși? Din 32.000, 22.000 de izraeliți au fost fricoși. Nu este un fenomen izolat această frică. Cuprinde mase întregi de oameni. Este adevărat, dacă ei ar fi știut în urmă ce victorie avea să dea Dumnezeu, le-ar fi fost frică? Dacă ei ar fi știut că madianiții cei 120.000 se sperie de niște făclii și de niște ulcioare, nu le-ar fi fost frică. Dar ei nu cunoșteau pe Domnul adevărata lui putere și valoare. Ei s-au văzut singuri și astfel sunt lucrurile, inima le-a fost foarte slabă. Citim tot în Cartea Deuteronomului, capitolul 27, de la versetul 65. Între aceste neamuri, îi spune lui Israel când va fi dus în robie, nu vei fi liniștit, nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale, Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lângeți și sufletul îndurerat. Viața îți va sta nehotărâtă înaintea ta, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur în viața ta. În groaza care îți va umplea inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii dimineața, vei zice, o, de-ar veni seara. Și seara vei zice, o, de-ar veni dimineața. Frica îmbracă diferite forme, dar oricum ne slăbește. Tot în dreptul acestei frici citim și în Cartea Leviticului, în capitolul 26, versetul 36. În inima acelor dintre voi care vor rămâne în viață, în țara vrăjmașilor, voi băga frica. Îi va urmări până și foșnetul unei frunze suflate de vânt. Vor fugi ca de sabie și vor cădea fără să fie urmăriți. Aminteam ca și în cazul lui Adam, după ce ai păcătuit, te cuprinde această frică. Dar în această frică, nu numai frică de arme și de cai, frică spune și de foșnetul unei frunze. Câte forme îmbracă frica? Nenumărate forme. Dar nu numai că este urmarea unor păcate, dar în această stare de frică, omul comite foarte multe păcate. Există așadar o strânsă legătură între frică și alte multe păcate. Citim în Cartea Proverbelor, în capitolul 29, versetul 25, că această frică de oameni, în special aici, pe oameni Dumnezeu nu-L văd, dar de oameni le este frică în primul rând. Frica de oameni este o cursă. Dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Apoi, în Cartea Profetului Ieremia, capitolul 49, citim în versetul 23 și 24, asupra Damascului, Hamatul și Arpadul sunt roșii de rușine, când au auzit o veste rea și tremură. Frica lor este ca o mare înfuriată care nu se poate potoli. Iată o asemănare pentru omul fricos. Chiar dacă este de dimensiunea unei mări, care ar trebui să fie iată speriat pentru alții, omul fricos este el însuși speriat, n-are liniște. Este ca și un val care se ridică, coboară. Damascul este topit, se întoarce să fugă. Fuga urmează după frică, ia groaza, îl apucă neliniștea. Durerile ca pe femeie în durerile nașterii. Și în această stare tensionată, omul face fel și fel de păcate. Este în stare să mintă de frică, este în stare să fugă, este în stare să-și renege credința, este în stare să lovească pe cineva. Multe lucruri decur din această stare de fapta lucrurilor din frică. Amintiți-vă când a înviat Domnul Iisus, pentru că ei nu credeau, s-a dus la mormânt, citim în Matei 28, străgerii, versetul 4, au tremurat de frică și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, le-a și lor frică. Foarte frumos, mai târziu, în versetul 8, după ce au luat cunoștință de învierea Domnului, ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie. Am putea să spunem că frica de Domnul
are în ea un element asemănător cu frica aceasta de oameni, cu frica aceasta păcătoasă. Dar frica de Domnul are în ea și un element de bucurie. Pe când frica aceasta are un element de teamă, de panică, de leniște, de spaimă, am putea să amintim mai multe frici, frica de moarte. Sunt oameni care le este frică tot timpul că mor ei, că moare altcineva. Și uneori pe oamenii lui Dumnezeu îi cuprinde aceasta, citim în Psalmul 55, versetul 4 și 5, întremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. David a avut această stare de frică. Apoi există frica de necunoscut. Ce se va întâmpla? Ce va fi? Cineva spunea că 80% din temerile care și le fac oamenii nu se adeveresc. Auzi un țipă de copil, te apucă frica. Auzi o frânare mai deosebită pe asfalt, imediat te speria ce s-a întâmplat. Auzi o veste, spune cineva, citești într-un ziar. Te temi, cineva ți-a spus că ai un diagnostic. De câte lucruri ne se pot teme oameni? Citim aici în 1 Samuel 16, s-a dus Samuel în Betleem să ungă pe David, împărat. Și uitați, versetul 4, bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis, ce vestește venirea ta, ceva bun? Bătrânii cetății. Și a venit omul Dumnezeu și s-au speriat. Ce-o fi aceasta? Și el cer să le spună, da, vin să aduc o jertfă Domnului, ceva bun. Dar ei s-au temut. De când omul a păcătuit, este marcat de această teamă. Ce se va întâmpla? Amintiți-vă de frații lui Iosif. Și când cu paharul și apoi când i-a băgat înăuntru, a spus, vai, vor să ne ia ce avem și vor să ne ia și măgarii. S-au temut. După ce omul păcătuiește, această teamă este în spatele lui. Și va aduce încă alte păcate după ea. Apoi există această teamă chiar din vise. Oamenii, citim în cartea lui Daniel, capitolul 4, versetul 5, un împărat cu atâta putere militară, am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile pe care le-am urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Cineva poate să culce noaptea liniștit, dar un vis să fie în stare să-l bage în sperieți. Și împărat poți să fii. Apoi oamenii se tem de fel și fel de semne ale naturii și de semne ale cerului. Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, în capitolul 21, versetul 11, pe alocurile vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Iar profetul Ieremia a afirmat un lucru în capitolul 10, versetul 2. Dacă au fost în Vechiul Testament și vor fi și acum, potrivit spuselor Domnului Iisus, spune el aici, așa vorbește Domnul, nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă teme sau nu vă fie frică de semnele cerurilor, pentru că neamurile se tem de ele. Uitați un copil într-o mașină. Dacă știe că tatăl e la volan și un copil mic are încredere în tatăl, el merge mai bine ca alții, că mașina noastră e mai bună ca altora, chiar dacă nu este așa, noi este corect să ne temem de semnele cerurilor, de moarte, de necunoscut? Nu sunt toate acestea în mâna lui Dumnezeu? M-am auzit despre un om de stat francez care a plecat cu o corabie să-și ia în stăpânire undeva o insulă din coloniile franceze. Pe drum, în timp ce erau pe mare, s-a stârnit o furtună puternică. Soția lui a început toată să tremure. A venit la el, l-a văzut foarte liniștit, pasiv, parcă încrezător. Erau cu toată familia și cu toată averea ce o aveau, pentru că se mutau să locuiască acolo pentru restul vieții. Și a venit și a spus, ție nu-ți pasă de noi. Uite, eu tremur toată, copiii sunt cuprinși de spaimă. Tu nu ne iubești. El, fără să-i răspundă, a fugit într-una din cabinele vasului, a luat o sabie în mână, a venit, a pus o mână pe umărul soției și sabia i-a pus-o în dreptul inimii și a făcut o mutră care nu era specifică lui și a întrebat-o, dar nu te temi? Păi de ce să mă tem? Păi nu vezi că sabia este în dreptul inimii tale? Nu mă tem că sabia este în mâna celui care nu mi-a dat nicio palmă niciodată și știu că mă iubești. Cum ar putea să mă înfingă sabia în inimă? Atunci tu de ce îmi cer să mă tem de această furtună care este mai bine ținută în mâna Domnului de cum țin eu această sabie? Pentru cine este conștient de prezența Domnului și de puterea Lui, toate aceste motive, aceste temeri de necunoscut, ce va fi în viitor, ce se va întâmpla, cine vor veni, rușii sau americani, foametea sau ciuma? Am citit aici în Ieremia 10:2, aceste temeri neamurile le au. Și am putea să notăm faptul că ca efect, dacă te temi, dacă te sperii, dacă ai frică, tu vei fi dependent de oameni, vei fi dependent de diferite slujiri idolești, dar nici într-un caz de Dumnezeu. Citim în 2 Împărați, capitolul 17, pentru că Israelul s-a temut de multe, multe lucruri, a fost frică de Dumnezeii cananiților, i-a fost frică de fiul lui Anac. Au ajuns în final în robie
De ce le-a fost frică? N-au scăpat. Citim în a doua cronici, capitolul 16, de la versetul 35. Domnul făcuse legământ cu ei și le duse porunca aceasta: să nu vă temeți de alți dumnezei. Să nu vă închinați înainte lor, să ne slujiți. Foarte mulți nu au crezut în ateism, dar de frică s-au închinat. Și să vă temeți de Domnul care v-a scos din țara Egiptului cu mare putere și cu brațul întins. Înaintea lui să vă închinați, nu se aduce jertfe. Citim versetul 40. Neamurile acestea se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite. Și copiilor lor și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinților. Oamenilor este și frică de Dumnezeu așa când trăsnește tare. Sau când începe să vină o boală peste ei, atunci se tem de Dumnezeu. Dar dacă este vorba să-i suprime o autoritate, se tem. Dacă este vorba să-i amenințe cineva cu ceva vrăj și de asta se tem. Dacă e vorba să fie duși în armată, se tem și de asta. Să trăiești în această stare de stres, să te tem și de una și de alta. Aceasta este o stare a firii pământești. Vom vedea noi. Adăugăm și un cuvânt din cartea lui Iosua, capitolul 22. Știți, două seminții și jumătate s-au primit moștenirea peste Iordan la răsărit. Au mers înaintea celorlalte seminții să-și primească și ei moștenirea și apoi s-au întors înapoi. Știm în 22:10, când au ajuns pe malul Iordanului și cei fac parte din țara Canaanului, au auzit acolo un altar care izbea privirile. Fineas a trimis o echipă la ei cu un mandat special să vadă ce fac acolo. Știm în versetul 22 apoi: Domnul Dumnezeu cel Atotputernic știe și Israel să știe lucrul acesta, dacă din răzvrătire și din păcătuire împotriva Domnului a făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor. Versetul 24: am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică. De frică, de multe ori oamenii sunt în stare să apeleze la fel și fel de acte religioase. Nu le slujea la nimic. Altarul acesta nu rezolva nimic dacă Dumnezeu nu și-ar fi întins mâna peste tot Israel. Apoi, nu doar ca urmare că dacă ne este frică, vom ajunge să slujim tuturor oamenilor, că de cel care ți-e frică ascult de el, dar va veni pedeapsa divină peste noi. Citim în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, spune acest apostol al iubirii: pentru că frica, partea a doua versetului, are cu ea pedeapsa și oricine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Și am amintit și acel verset din Apocalipsa 21:8. Cât despre fricoși, partea lor este afară. Dacă te vei teme de o stare, de alta, de un om, de alții, de Satan chiar, vei ajunge să fii sluga tuturor. Oricine dacă vrea să te sperie, să o poată face. Și în final va veni pedeapsa lui Dumnezeu peste tine. Știi de ce? Dacă te temi, înseamnă că tu nu-L recunoști pe Dumnezeu la adevărata Lui valoare. Dacă te temi, înseamnă că nu te încrezi în El, nu-I recunoști puterea și autoritatea. Este ca și cum ar fi doi oameni. Și unul ți-ar comanda să faci un lucru și altul ți-ar comanda să faci altceva. Știi pe cine îl asculți? Pe cel de care te temi mai tare și pe care îl socotești mai în autoritate. Când asculți pe Dumnezeu, nu te temi nici de diavol, nici de oameni. Spunea Domnul Iisus în Luca 11: am să vă arăt de cine să vă temeți. În Geneza, capitolul 9, versetul 2, imediat după ce au ieșit din corabie, dar s-a inversat și acest lucru acesta. Să apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ. Atunci când în vechime oamenii mergeau și se luptau împotriva fiarelor, aleilor, să știți, era ceva normal pentru cei care se încredeau în Domnul și Duhul Dumnezeu era peste ei. Normal este ca oricărui animal, fie el cât ar fi de grozav, să-i fie frică de om. Dar când omul este frică de animal, omul știe că e păcătos. Amintiți-vă, când acel proroc din Iuda nu și-a îndeplinit mesajul, 1 Împărați 13, a venit un leu, l-a ucis pe el și pe măgar l-a lăsat. Cu măgarul n-a avut treabă, că măgarul n-a fost divin. El a slujit credincios, ca și măgărița lui Balaam. Deci, am auzit și din vremea noastră aceste situații când misionari ajunși prin junglă n-au fost afectați cu nimic de aceste animale, dar numai că n-au fost afectați printr-o minune. Nu le-a fost frică. Este normal să nu-ți fie frică, dar după ce ai păcătuit, te temi. Și de un câine numai dacă te mușcă. Poate te gândești, știu de ce m-a mușcat. Am fost vinovat în cu tare lucru. Apoi, Luca 9:1, o altă teamă deosebită a oamenilor este, se tem de demoni, de aceste forțe ale văzduhului. Dar uitați, Domnul Iisus spunea și ne-a dat un har special în această privință. Iisus a chemat apoi pe cei 12 ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii. Dacă noi suntem autoritatea supremă, să ne temem de ei? Nici vorbă. În cartea Proverbelor este scris în capitolul 10, versetul 24: celui rău, de ce se teme aceea îi se întâmplă? De ce aceasta? Omul se teme că îi se întâmplă ce a făcut el.
Dacă ai mințit pe cineva, te temi că vei fi mințit. Și normal că așa se întâmplă, că Dumnezeu, cum ai făcut, așa ți se va, așa ți se va face. Dar spune partea a doua a versetului, dar celor neprihăniți le se împlinește dorința. Că funcționează celălalt principiu. Tot ce vreți să vă facă vă oamenii, faceți-le voi întâi. Ele au făcut, acum le se împlinește dorința și le se face și lor înapoi. Frica de Domnul acum este puțin mai greu de înțeles, cealaltă este în fizicul nostru, în natura noastră păcătoasă. Citim în Psalmul 34, versetul 11, veniți fiilor și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Frica de Domnul trebuie să o înveți la o școală anume. Cartea Proverbilor, în capitolul 1, ne spune tot în această privință, 1 cu 7, frica Domnului este începutul științei. Nu poți să ai această frică de Domnul până nu-L cunoști mai întâi, până nu ai experiență cu El. Și tot în Proverbe citim în 9 cu 10, începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Această frică de Domnul trebuie învățată, trebuie să o dovedim în permanență, am putea să o spunem, și să o avem până în final. Oricât ar fi cineva de bogat în daruri și în slujbe, dacă Apostolul Pavel spune în Filipeni capitolul 2, versetul 12, pentru el și pentru noi toți, astfel, dar preiubiții noștri, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult în lipsa mea. Spuneam că frica de Domnul este un sentiment, un atribut care ne marchează ori în prezența fraților, ori în absența lor. Ori atunci când vedem pe Domnul în vedenie, ori când nu-L vedem, ori în biserică, ori pe stradă, ori ziua, ori noaptea. Dar frica de oameni în funcție de ceea ce vedem în jur. Ca și o caracteristică acestei frici de Domnul, citim în Cartea Leviticului, capitolul 25, versetele 18 și 19, împliniți legile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le și veți locui fără frică în țară. Țara își va da rodurile, veți mânca din ele și vă veți sătura și veți locui fără frică în ea. Dacă asculți de Domnul și împlinești poruncile, ca și Adam putea să stea mult și bine acolo, fără nicio frică. A fi frică de Domnul înseamnă a îi păzi poruncile. A fi atât de atent încât să nu-L superi. Mai citim și alte versete care ne spun același lucru. În Cartea Proverbelor, capitolul 14 cu 16, înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Frica de Domnul presupune ascultarea de poruncile Lui, fie de față, fie în absență. Îndeplinirea cu circoncizitate și cu rigozitate a oricărei lucru care vine din partea Domnului. Dar cel îngânfat nu este frică. Lui nu este frică cum să păcătuiască, dar le-i frică atunci. Celor care le este frică cum să nu păcătuiască, când va veni Domnul, le va fi frică? Nu le va fi frică. O frică tot o vom avea, depinde când și cum. Dacă ne este frică de Domnul, ne va fi frică și de slujitorii Domnului. Dacă ți este teamă de poliția română, să spunem, nu îți va fi teamă doar de comandantul poliției, îți va fi teamă și de un subofițer de poliție. Dacă ți este teamă de Domnul, ți este teamă și de slujitorii Domnului. Spunea Domnul Iisus, cine vă privește pe voi? Pe mine mă primește. Cine vă ascultă pe voi? Pe mine și pe cel ce m-a trimis pe mine. Citim în 1 Samuel, capitolul 12, când a fost vorba de Samuel, tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Și același lucru s-a întâmplat și în Noul Testament, în Fapte 5, când cu Anania și Safira, lor nu le-a fost frică la Anania și Safira nici de Domnul, nici de Petru. Dar până la urmă i-a apucat frica pe toți, și de Domnul, dar să știți că și de Petru le era frică. 5 cu 5. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Versetul 11. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri, numai pe cei de acolo, și pe alții. Și versetul 13. Și niciunul din ceilalți nu putea să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Deci dacă ne este frică de Dumnezeu, trebuie să ne fie frică și de cei care sunt oamenii lui Dumnezeu. Și totodată și celor care sunt în slujbă să le fie frică de Dumnezeu. Nu putem ca celor din biserică, din societate, să le pretindem un anumit respect și frică față de lucrarea care o facem, dacă și noi nu lucrăm cu frică de Domnul. Iosafat, când a pus judecători în țară, în 2 Cronici, capitolul 19, le-a spus și le-a repetat aceasta în versetul 7 și versetul 9. Acum frica Domnului să fie peste voi. În orice lucrare trebuie să ne marcheze această frică de Domnul, să nu greșim. Marele preot trebuia să fie foarte atent atunci când intra în templu. Fiecare în slujba care o făcea, amintiți-vă, Nadab și Abihu au fost arși.
Și versetul 9. Voi să lucrați în frica Domnului cu credință și curăție de inimă. Dacă în slujbă o să fii curat și o să fie frică de Domnul, nu o să-ți fie frică nici de o reclamație, nu o să-ți fie frică că te dă nimeni jos, nu o să-ți fie frică de nimic. În societate, dacă cineva este mânjit și nu a fost frică să calce legea, o să-i fie frică voi când vine cineva în control. Dar dacă ți-a fost frică de Domnul în lucrare, nu mai ți-e frică de oameni. Nu ți-e frică nici de demoni, că vor spune pe Iisus îl știm, pe Pavel, dar voi? Voi sunteți de-a noștri. Tăceți din gură că ne dăm la voi. Când în slujbă ți este frică de Domnul, când în trăire ți este frică de Domnul, le vei inspira o frică față de Domnul și față de lucrarea ce o faci, nu față de tine ca persoană, tuturor celorlalți. Domnul să ne cerceteze în această privință, să lucreze față de noi. Orice închinare, spune Psalmul 5:7, mă închin cu frică în templul tău cel sfânt, sau 2:11, slujiți Domnului cu frică, bucurați-vă tremurând. Apoi, 4:4, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Frica și bucuria se vor împleti împreună. La fel și un copil într-o familie. El știe că tata și mama nu sunt un tiran, dar are o frică de ei. Tata mă pedepsește. Poate din privire înțelege. În același timp, nu stă copilul cu frică în familie, în sensul de a sta cu stres, că tata mă pedepsește pentru un lucru care nu este adevărat. La fel ar trebui să fie poziția noastră înaintea lui Dumnezeu. Dacă îngerii au o poziție de reverență și de frică înaintea Domnului și execută poruncile întru totul, pe noi ne-ar trebui să ne cuprindă această frică? Ba da, din plin, Domnul să lucreze față de noi la aceasta. Amin. Ca și efecte acestei frici de Domnul, este eliberarea de frica de oameni. Ceea ce spuneam și până acum, dacă te temi de Domnul și ți-e frică de El, nu mai ți-e frică de oameni. Hai să citim câteva versete. Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul, este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. El te scapă de lațul vânătorului și apoi spune versetul 5. Nu trebuie să te temi nici de groază din nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciumă, nici de molimă. 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. El va porunci îngerilor săi să fie în slujba ta. Vei păși peste lei, peste pui de șerpi, peste demon, peste orice. Fiindcă mă iubește, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Când stai sub acoperământul Domnului, nu te temi de nimic. Spune tot psalmistul în psalmul 27, versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Deci când știi că Domnul ți-a apărarea, frica dispare. Și când nu-ți este frică, nu faci păcate. Nu minți, nu furi. Pentru că știi, nu-ți este frică nici că mor, nu-ți este frică nici că cineva îți face nu știu ce. Aș vrea să amintim în eliberarea aceasta de frică, s-ar putea să vină o vreme de martiraj. Uitați, spune Pavel, adresându-se filipenilor, în capitolul 1, versetul 27 în continuare. El scria din închisoare. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, deci voi fiți cu frică, fie că eu sunt acolo, fie că nu. Fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tare în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos vouă v-a fost dat harul nu numai să credeți, ci și să pătimiți pentru El. Dar nu vă lăsați înspăimântați de asta. Când au fost vreme de martiraj, de prigoană, oamenii mureau pe capete. Dacă aveau o adevărată frică de Domnul și ei știau, am citit parcă recent într-o revistă, că un om înainte de a fi urcat să fie spânzurat pentru credință, le-a spus, mă urc cu atâta curaj, mai cu curaj de ca și cum mă sui la amvon. Pentru că știu că urc ultima treaptă de pe acest pământ și de aici încolo mă așteaptă Domnul dincolo. Pentru cine nu s-a temut de lumea aceasta, nu se va teme nici de martiraj, nu se va teme de nimic, nu se va teme nici de moarte. El se teme de Domnul și știe că pentru Domnul aceasta nu este o problemă. Domnul să ne dea aceste haruri. De asemenea, dacă vom avea frică de Domnul și nu frică de oameni, vor veni peste noi câteva binecuvântări. Eu vă citesc doar câteva dintre ele. Eclesiastul, capitolul 8, versetul 12. Totuși, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul și au frică de El. Există o fericire ascunsă în această frică de Domnul. Ești fericit. Apoi, Proverbe 19:23. Frica de Domnul duce la viață,
Și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. Dacă o să ai frică de Domnul, o să dormi noaptea fără să fii cercetat de nenorocire. O să dormi sătul, liniștit. Și de asta e mare nevoie în vremea noastră, să fii liniștit. Aceasta poate să o da frica de Domnul și Domnul să ne-o dea. De asemenea, 22:4, răsplata smereniei a fricii de Domnul este, ce și-ar dori oamenii lucrurile acestea astăzi, bogăție, slavă și viață. Vreți mai mult? E suficient. Bogăție, slavă și viață, să dormi liniștit, să fii fericit, acestea toate le vei avea, de vei avea frică de Domnul. Aceasta după ce elimine Domnul frica de oameni, că până ți este frică de oameni nu poți fi nici fericit, nici să dormi liniștit. Oricum, în final, chiar dacă unora nu le este frică de Domnul, tot va veni vremea când le va fi frică de Domnul. Deschideți la cartea profetului Isaia, în capitolul 2. Acum oamenii nu se tem de Domnul, își permit să facă fel și fel de păcate, dar citim aici Isaia 2:19, oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției lui când se va scula să îngrozească pământul. Iar în Apocalipsa 15:4 citim, Doamne, cine nu se va teme de tine și de numele tău, că judecățile tale au fost arătate? Va veni vremea când se vor teme toți oamenii de Domnul, dar va fi prea târziu. Dacă numai în fața judecății ne vom teme de el. Aș vrea să analizăm acum două puncte, cum putem să fim eliberați de această frică păcătoasă. Citim în Roman 8:15, singur nu putem, dar spune aici, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mă aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și scrie Pavel lui Timotei, în 2 Timotei 1:7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Când pune Dumnezeu Duhul lui în noi, când ne umple de Duh, nu mai ne este frică de nimic. Amintiți-vă apostolul după ce a fost umplut de Duhul Sfânt. Ce a făcut Petru înainte? I-a fost frică de o slujdică. După ce a fost umplut, nu i-a fost frică de tot parlamentul lor. Nu i-a fost frică de armata romană, de nimic. Și a spus, Fapte 4:20, cine să ascultă mai mult? Sau altfel spus, de cine să ne fie frică mai tare, de Domnul sau de oameni? A spus, nouă ne este frică de Domnul și nu mai frică de nimeni. Prin Duhul primim acest curaj. Să ne luptăm cu demoni, nu mai ne este frică de oameni, ne situăm undeva deasupra stărilor acestora. Suntem eliberați. De asemenea, citim în 1 Ioan 4:18, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Dacă vrei să nu mai ai frică, trăiește în dragoste, trăiește adevărul, împlinește Scriptura. În dragoste nu este frică. Nu există. Când iubești biserica pe Domnul, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, frica nu are loc acolo. Numai când este o dragoste superficială, o dragoste doar de nume, atunci nu va fi nicio realizare. Vă citesc din Fapte 9:31, biserica din acea vreme, este scris, se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Acea stare minunată în frica de Domnul, în dragoste plin de Duh, și frica de oameni a dispărut pentru totdeauna, că-și fricoși și nu vor intra dincolo. Haideți să luăm câteva exemple. Întoarcem la cartea Genezei, avem aici câteva stări așa din viața cotidiană, elemente de zi cu zi. Geneza 20:2. Avram s-a temut, a ajuns în Gerar, printre oameni, trăim în țara filistenilor și noi. Se spune că este nevastă sa ca să nu-l omoare oamenii. Și versetul 11, Avram a spus, îmi ziceam, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta sau să mă omoare. De teamă că nici alții nu se tem de Domnul, ne încadrăm și noi în linia lor. Dumnezeu l-a salvat. Dumnezeu l-a avut în vedere. Geneza 18:15. Sara a tăgăduit. N-am râs, căci a fost frică. De frică oamenii mint. Mai ai fost acolo. Le este frică și spun, n-am râs. Dar el a zis, ba da, ai râs. Câte lucruri nu fac copiii noștri de frică, poate și mai mari fiind. Intreau părinții și dacă știe că sunt foarte seberi sau nu sunt sinceri și vor să mai comită acele lucruri, vor minți, le va fi frică. A urmat exemplul lor și fiilor, că se transmite această parcă ereditară. Geneza 26:7. Când îi puneau lui Isaac oamenii întrebări, cu privire la nevastă să zicea, este sora mea, căci era frică. Vedeți, frica aceasta produce o stare de minciuni, o stare tensională. Cât de păcate aduce după ea? Mai târziu, Iacov a plecat de la socrul său de frică, a plecat noaptea. Mai târziu, s-a întors înapoi, 32:7. S-a temut de Esau, vă spuneam că frica este urmarea unui păcat, să aduce după sine alte păcate. 32:7. De ce s-a temut de Esau? Pentru că știu ce făcuse. Iacov s-a spământat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit oamenii în două tabere, a făcut fel și fel de planuri în mintea lui. Foarte multe păcate le fac oamenii la nivelul gândirii când le este frică. Ce o să fac dacă vine cu tare? Ce o să fac?
Și putea Dumnezeu să-i spună liniștit, dar Dumnezeu te lasă să te zbați dacă nu ți este frică de El să minți, ca și cum a mințit Iacob pe Isaac. Și te fi spus Dumnezeu, fii liniștit, bă, că e sau n-are nimic cu tine, nu mai tot trudi oamenii ăștia și împărțind cete și aranjat tot așa ca pe detașamente militare. Nu doar câte un singur om s-a temut, au fost situații când s-a temut un popor întreg și ne putem teme o biserică întreagă. Israel a ajuns în fața Mării Roșie, Exod capitolul 14, știți, cheama lor era întemeiată, nu? În față e marea, în urmă sunt egipteni, unde să mai fugim? Dar cum să nu-ți fie teamă, frate, spune cineva, dar cum să nu ne fie teamă? Dar pe Dumnezeu l-a scos din calculul acesta? Păi pentru Dumnezeu era foarte simplu, așa, să sufle un vânt de la apus sau de la răsărit, Marea Roșie a secat-o imediat. Deci când nu luăm pe Dumnezeu în calcul, ne apucă frica. Și a spus Dumnezeu aici, versetul 13, nu vă temeți de nimic, stați pe loc. Doamne, când ne frământăm și noi atât de tare, ce o să facem, ce o să fie? Trimite și la noi câte o Moise să ne spună să stăm pe loc. Că ce alte probleme să rezolve Dumnezeu? Ei ce puteau să rezolve? Ei puteau să se bată, să câștige ei bătăria nici într-un caz. Mai târziu, în Valea Terebinților, 1 Samuel 17, cu 24. La vederea acestui om, toți din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. L-a lovit pe careva Goliat. Dar nu l-a lovit nici pe unul. Dar ei i-a apucat frica. Și uitați, o țară întreagă, o armată întreagă, se teme de un om, vine un copil, spune, las mă duc eu. Păi David, dar ție nu ți-e frică? Păi nu, că stărea Duhul Domnului peste el și mergea în numele Domnului. Doamne, dă-ne Duhul ăsta de peste David și ia spaima de peste noi. Ei erau cu spaima aceasta ca și Saul, despre care citim în 15 cu 24. Atunci când n-a ascultat porunca Domnului cu privire la nimicirea tot ce este din Amalec, atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit că și-am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele, mă temeam de popor și am ascultat glasul. S-a temut Saul de popor, s-a temut de Goliat, că dacă nu se temea, mergea împotriva lui. Apoi mai târziu, în 1 Samuel 18, cu versul 12, Saul se temea de David. Acum, măi, Saul, te înțeleg că te-ai temut de popor că te ucid și că te dau jos, te pun să demisionezi forțat. Te înțeleg că te-ai temut de Goliat, dar de David de ce te teme? Se temea de David. Și versetul 29 spune la fel, Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața a fost vrăjmaș. Avea motive să teamă Saul de David? Păi l-a prins noaptea acolo în peșteră și de bea cu frică, i-a tăiat un colț din mantaua. La ăsta nu trebuia să fie frică de celălalt, la ăsta nu era frică. Era frică la ălalt. Vedeți, uneori soldați în toată firea, armate întregi, le este frică. Și alții, citim în judecător că Barak era mai mare de popor, i-a fost frică să meargă la război împotriva lui Sisera. Și Sisera a fugit și o nevastă. Ia el, nevasta lui Heber Kenit, o zi, vină încoace, nu fi frică de nimic, vină încoace. Culcă-te aici liniștit, i-o dat să bea puțin lapte, o luat un țăruș, o port ciocanul în mână, unde-o fă frică să omoare un general de armată la o femeie. Și e trecut în Biblie. Și la el fă frică, l-au fost comandant. Se pare că acea femeie n-avea la activul ei nimic. Știa că nu-i se va întâmpla nimic rău, avea curaj și în numele Domnului a mers înainte. Este păcat să nu acționezi sub această frică. Este adevărat, și David a avut momentul lui de slăbiciune, că n-am vrea să vă spunem că toți care ați avut frică deodată, că nu știu care n-am avut, suntem de acum scoși de pe listă, o să fim scoși dacă în final o să rămânem tot cu frică în noi. 1 Samuel 21 și David la un moment dat s-a temut, ce o să facă Saul cu mine, o să mă ucid. A fugit la Achish, împăratul Gatului, și a fost depistat cine este, citim 1 Samuel 21 cu 12 și 13. David a pus la inimă aceste cuvinte și a avut o mare frică. Auzi, dacă vrei să nu-ți fie frică, nu pune la inimă toate cuvintele. O să vină împotriva voastră, să vezi ce o să-ți fac. Și David de frică făcea pe nebunul, făcea năzdrăvănii, făcea zgrieturi pe ușile porților, să se curgă balele din gură. Dar ce i-a făcut Achish împărat? Nu i-a făcut nimic. O altă situație, în 1 Împărați, capitolul 1, știți, Ioab a fost un om care nu s-a temut de nimic. Nicăieri nu găsim că Ioab s-a tras înapoi de la vreo luptă. A fost un soldat extraordinar și s-a unit cu Adonia, cu Abiatar, s-au adunat la Zohelet și au pus împărat pe Adonia. Și acum citim 1 cu 49, toți cei poftiți de Adonia s-au umplut de spaimă. Dar ce i-a pus pe spaimă? A adunat David cu Solomon o armată să meargă împotriva lor? Nu! Nu m-a lupus pe Solomon pe măgăru, s-o suna în trâmbiță, să trăiască împăratul. Și au venit o spaimă în ei, de zis că au început să traiască cu, nu știu ce, armament greu. S-au sculat și au plecat, care încotro? Diavolul cu frică vrea să ne împrăștie și dacă acționezi cu frică e greșit. Adonia s-a temut de Solomon, s-a sculat și a plecat, s-a apucat de cornele altarului. Ioab și el, de asemenea. Ioab, ce s-a întâmplat cu tine? Tu nu te-ai speriat când a sunat trâmbița de război în țara filistenilor? Și acum te sperii că suflă așa? Știi de ce s-a speriat Ioab? Știa că greșise. Și nici acum nu s-a trezit. Sub frică Ioab n-a acționat bine. Putea să meargă înapoi, să ceară de iertare, să pocăiască. Adonia
În parte s-a recunoscut, dar n-a rămas credincios. În frică oamenii nu fac niciodată lucruri bune. Omul nu-i făcut să funcționeze în frică. În frică și un copil, dacă îl întrebi și știe lecția, dacă e frică că îl bați, nu vă răspunde corect. Și un animal sub frică, chiar dacă poate să facă munca respectivă, nu poate desfășura, de frică. Un alt exemplu, în Noul Testament, Ioan 19:8, Pilat. Cine era mai mare ca Pilat în Israel? Și au zis, citim aici, când a auzit Pilat aceste cuvinte, ce cuvinte? Ce a spus iudeii? I-a fost și mai mare frică. De ce i-a fost frică? Probabil îl costa moartea. Probabil l-ar fi costat serviciu. Și de frică a făcut nu după cum îi dicta conștiința lui și după cum se visase noaptea nevastă sa. A acționat sub frică. Și ce a făcut sub frică? Frica este o stare care da naștere la păcat. El a judecat pe Fiul lui Dumnezeu, l-a condamnat la moarte. Sub o tensiune de frică. El nu așa a crezut că e bine, dar frica nu l-a lăsat să judece bine. Și Ioan 7:13, totuși de frica iudeilor nimeni nu vorbea de el pe față. Și mai târziu, în 12:42 și 43, totuși chiar dintre fruntași mulți au crezut în el. Dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dat afară din sinagogă. Mulți cred, dar când va veni o vreme de prigoană, dacă se vor lăsa cuprinși de frică, măcar că-și cred, nu vor vorbi pe față. Și când nu vorbești pe față de Domnul și ți este teamă să spui că ești pocăit, este frică. Și vei face păcate, că nu poți să spui că ești pocăit, că așa lasă să înțeleagă. Poate vei ajunge să te găduiești credința. Și întreb, crezi în el? Tu crezi înăuntru, dar nu poți afirma de frică. Frica nu te lasă să fii desăvârșit, de-aia am citit. Și cine este frică n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Frica le ciuntește desăvârșirea noastră. Hai să luăm și numărul 14:9, acele 10 iscoade. A fost întemeiată frica lor, nu? Atâția fii al lui Anac. Dar, curios, 10 s-au temut cu o armată întreagă și 2, ce au zis? Dacă Domnul va fi cu noi, ei vom mânca. Dar ceilalți au văzut că sunt numai ei. 10 șpioni, 10 oameni din Mossad de altă dată, s-au temut cu armată întreagă și 2 nu s-au temut. Dumitale, din care faci parte? Te sperii de ce va să vină? De fiul lui Anac câți sunt cale de viitorul acesta? Sub presiunea fricii au zis că se întoarcă în Egipt. Și câte păcate au vrut să facă și Dumnezeu a pedepsit pentru frica lor? Să luăm acum câteva exemple pozitive. Iacov, Geneza 28:17. I-a fost frică, dar de ce? I-a zis Dumnezeu din vârful scării, fii atent, Iacove, te pedepsesc. Măcar că era vinovat Iacov. A spus, fii atent, pe totile am un plan frumos, vreau să-ți dau țara aceasta, vreau să te binecuvânt. De ce a fost frică? L-a speriat cu ceva? A început să-l cunoască pe Domnul că cine și s-a temut și a spus, cât de înfricășător este locul acesta? Dar de ce? L-a văzut pe Dumnezeu așa îmbrăcat general și îngerii lui acolo că vreau să-l pedepsească? Nu! A avut un mesaj foarte lin, foarte frumos, foarte dulce. Aici este casa Dumnezeu, este poarta cerurilor. Frica de Domnul are nea bucuria că Dumnezeu este al tău și tu ești al lui. Dar te tem să nu-l superi de acum încolo. Mai târziu, Neemia, în aceeași carte, capitolul 5, versetul 15, înainte de mine, spune el, cei din tâi dregători împovărau poporul, luau de la ei pâine și vin, 40 sicli de argint, chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Dar ei n-au făcut așa din frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu trebuie să face să te comporți cu milă și cu grijă față de toți. Chiar dacă uneori ai dreptul să acționezi. I-a spus din frică de Dumnezeu. Nu s-a temut nici de împărat că avea delegație specială. Nu s-a temut nici de popor că doar era mai marele poporului. S-a temut de Dumnezeu. Foarte mulți se tem de oameni să nu afle cu tare că el a făcut o afacere nedreaptă, că s-a însușit niște bunuri. Asta e frică de oameni. Și când o să întrebi cineva, ai făcut? O să mi-i spui că n-ai făcut. Dar frica de Domnul te face conștient că ești în prezența Lui. Iacov când s-a culcat seara la Betel, a știut că acolo e Domnul? Da? Și Dumnezeu e legat de locuri, de biserică, de clădiri? Dumnezeu pune scara unde vrea. O agață de cer și o pune în dreptul tău. Dumnezeu te vede oriunde și dacă ți este frică de El. La Neemia nu i-a fost frică de nimic, a venit sambalat, l-a speriat, i-a fost frică de El. Da, fii liniștit, Domnul ne va da izbândă. Dar dacă nu era curat la suflet, era vai. Iona, capitolul 1, în versetul 5 citim, corăbiere s-au temut. De ce s-au temut? De Dumnezeu? Nu s-au temut de furtună. S-au temut și au strigat fiecare la Dumnezeul lui, da? Ăștia erau absenți. Dar după ce au cunoscut pe Domnul, uitați-vă, deci până au fost furtuna mare, s-au temut de ce nu trebuia să teamă.
După ce s-a potolit furtuna și le-a ținut Iona o predică de evanghelizare, în versul 16 citim, pe oamenii aceia a apucat o mare frică. Dar de ce pe frică acum că s-a potolit furtuna? Ei acum ne frică de Domnul. Până acum le fost frică de furtună. De acum încolo era frică de Domnul, aveau o adevărată frică. În Isaia 11 cu 2 și 3 citim, Duhul Domnului se va odihni peste el și printre altele, și duh de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Să fie atât de jingaș în sufletul tău încât să fie atât de atent. Să faci o plăcere din această frică de Domnul. Nu o silă, frica de Domnul. Nu e așa o spaimă în spate. Suntem pocăiți să nu ne vadă Domnul. Este o plăcere. Frica de Domnul a fost plăcerea Domnului și trebuie să fie și plăcerea noastră. Amin. Domnul Iisus spunea în Luca capitolul 12, de la versetul 4. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Dar, Doamne, cum să nu ne temem? Și după aceea nu mai pot face? Nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă teme sau de cine să vă fie frică. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are putere să arunce în ghenă. Da, vă spun de el să vă temeți. Și acum le-ți dă o explicație foarte frumos. Nu se vând doar 5 vrăbit cu 2 bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Nu-ți fie teamă că o să chelești, că perii tăi sunt numărați. Și numai după ce Domnul scade pe inventar, o să se scadă de pe cap. Să nu-ți fie teamă că o să întâmple ceva cu tine, că mai întâi evidența e sus. Și până nu dă aprobare de sus, nu se întâmplă nimic. Unii spun că Iov a fost un om fricos, de aia s-a întâmplat. Nu, până n-a dat Dumnezeu aprobare de sus, diavolul n-a putut să moare nicio oaie. Când o dai sus, a putut să le moare pe tot. Ce avea el acolo? Și de mai departe, eu vă spun, oricine va mărturisi înaintea oamenilor, nu-ți fie frică să spui de Domnul. Îl voi mărturisi și eu înaintea îngerilor, dar cine se va lepăda de mine va fi lepădat și înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Deci nu merge ori o frică, ori cealaltă. Procul Ilie a fost, spune Biblia, Iacob, un om supus acelor slăbăciuni ca și noi. Citiți dumneavoastră, eu nu mai citesc, 1 Împărați 18. Atât a avut Ilie un curaj, s-a dus, s-a întâlnit cu Obadia și a spus, du-te spune Ahab că am venit. Cum să mă duc că mă omoară? Vă duceți și spune. S-a dus înaintea lui Ahab, a adunat toți prorocii și l-a ținut o predică acolo, de parcă toți erau pocăiți, stăteau cu minte acolo. Și încă nu l-a predicat așa firul, a spus, hai, unde vii Dumnezeu? Și strigați că poate doarme. Mai nu s-a temut de o țară întreagă. Și numai atât că l-a predicat. Dar au spus, acum, după ce a terminat predica, trecem la aplicație. Luați-i pe toți, coborâm la pârâu și jos capul. Băi, Chilie, ce curaj ai, mă. Și a doua zi, îi dă telefon Izabela. Fii atent. Îți spun urmele tale. Și singur pleacă la Horeb. Ilie, ce-i cu tine? Nu te temut de o țară întreagă și nu te temi de o femeie, așa suntem noi. Câteodată așa avem câte un curaj. Nu ne temem de nimic. Când numele Domnului poruncim la demoni, mor și mă duc și dacă nu mănânc, totul fac. Și peste o săptămână parcă nu mai suntem noi. Suntem supuși acelor slăbiciuni. Dea Domnul un cuvânt și pentru noi ca și pentru Ilie. Mai târziu, când a trebuit Ilie să-și continue lucrarea, citim în a doua carte a împăraților, în capitolul 1. Trebuia Ilie din nou să mai repete faza cu un alt împărat, cu Ahazia. Doi împărați, unul cu 15. Îngerul Domnului a zis lui Ilie, pogoară-te împreună cu el și n-ai nicio frică de el. Ilie s-a sculat și s-a pogorât cu el la împărat. Îngerii Domnului să vină cu noi. Amin. Și Duhul Domnului de asemenea. Amin. Și dacă va fi să mergem înaintea împăraților și în temniță și într-o parte și într-alta, să nu ne fie frică. Căci prin Domnul vom fi biruitori. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.